Așa, uitându-te din exterior, există vreo atracție între cei doi? Da, există. Eu n-am încredere niciodată. Eu, Raluca, n-am încredere 100%, nu pot să bag mâna în foc. N-am nimeni încredere. De ce să am încredere și după aia să... Hai mă, lasă că o lasă, facă ce vrea ea. Deci tu nu ai încredere în Raluca? Nu am 100% nimeni încredere. După gală, ce s-a întâmplat? Ne-am pupat. Și ce o să faceți dacă se întoarce Jador aici în casă? Păi eu îi dau stres mare. Nu cred în cuvintele mele. Și asta m-a dezamăgit și așa a început o mică discuție. Păi ce cuvinte i-ai spus de nu are încredere? Unde am fost sâmbătă seara, Alexandru? Am ieșit la club sau n-am ieșit cu toți? Aolo, dar asta nu erați voi în hotel, fetelor? Spune-mi unde e mai cunoscut, afară sau în casă? Vor exista consecințe pentru asta. Gata, ai răspuns la întrebări? Și... Le-am zis că nu vreau să zic, nu știu, de o fată care are iubire, că nu e frumos nici față de voi, adică eu sunt nou, voi sunteți mai vechi, poate ați avut mai multe chestii întâmplate între voi. Și le-am spus că nu au iubiți. Lasă, frate, că nu trebuie să vedeți. Era Luca. Celelalte au avut niște încercări, niște tentative, dar nu... Bă, nu pot să cred! Și noi mai devreme am dansat toți că am confirmat că mai există un cuplu în casă. Suntem un cuplu, mă, da. Eu cu Simina. A, tu cu Simina. Și mai este cuplu Bianca cu Alexandru. Bianca e fata aia slabă, care avea o fustă de piele. Și am zis că e o fată neprihănită, am înțeles. Așa o Simona. Simona. Aia care țipa cel mai mult. Bine, none, bine, none. Așa. Ei, Bianca este fata aia cu fustă de piele rucioasă și cu body. Fata aia a spus că n-are iubit? A zis că n-are iubit. Mă, l-au pus la încercare să vadă ce... Ce l-a pus, mă, pe la încercare? Ia, ce dramatizează asta acum. Vor ele să pozeze că n-au iubit. Nu găseam fotografia, mi-a spus că mi-a pus acolo. Crede-mă, vor să pozeze că n-au iubit. El interpretează ca și cum el simte să vorbească sau să spună ceva și tu nu-l lași. Păi nu, păi el trebuie să respecte. Dacă omul vrea să spună ceva, să lase să spună și după aia spune și el. Ok, ce ai explicat la modul ăla că... Alexandru, nu te mai băga, îți spun pentru bine. I-ai spus sau frumos i-a așa? I-a spus. Că poate dar zic că să învăț cum să eu zic. Păi probabil despre asta și este vorba. Aia. O să-și dea seama uneori. Lasă-l, Bianca, e nou, nu știe. Da, tu trebuie să fii să-l susții, dar să-i spui la modul ăla plăcut, să nu înțeleagă greșit. Uite cum a interpretat el. Da, a luat-o ca și cum vreau să-l controlez. Da. Și în niciun caz, eu am zis-o pentru binele lui. Nu-i așa, iubi? Bă, sper să mă înțeleg cu el. Băi, asta o să vezi pe parcurs, părerea mea. Dacă e băiat ok și așa și te... Gândește-te că... Totuși, este cu tine de o perioadă scurtă și băieții sunt toți pe el. Bianca, nu știu, și aude tot felul de chestii. Ar putea să se îndepărteze puțin, să păstreze puțin distanța, știi? Să nu-i fie teamă. Da. Dar cine vrea să te cunoască, nu o să țină cont de nimeni. Da. Așa este. Pe bune, nu contează cine ești, ce ai făcut sau ce. Atâta timp cât tu ești ok cu mine ca și om, eu n-am de ce să mă iau după gura lumii. Sincer, că nu trăiești cu lumea, trăiești cu el. Da. Așa e. Mi-mi place, mă simt bine în prezența lui. Și... Ce-ți place cel mai mult la Alex? Mi-e ce-mi place la el foarte mult, că e spontan.
Adică... E un tip foarte spontan, adică nu mă aștept niciodată ce vrea să facă. Asta e bine, că întreține relația. Da, și mă surprinde plăcut, știi? Adică are momente când vrea să mă pupe și eu nici nu dă seama când, știi? Și mă surprinde plăcut. Da. Nimic planificat, nimic, știi? Nu avem de-astea planificate. Totul e așa. A, s-a întâmplat? Wow! Știi? Și îmi place că... Când vorbim, ne certăm, ne la-la-la, dar la sfârșit nu ne mai certăm. Când, hai că dorm. Adică rămâne totul bine. Da. Ajungeți la un punct comun. Da. Prima zi, atunci când am vorbit noi, ne-am certat un pic, a doua zi dimineața era un pic așa, știi? Dar a doua seară nu aveam ce treabă, ne-am împăcat după aia, iar, știi? Îți scrie, îți... Da. Da? Da. Simina, noua relație, da? Da, frate, nu, câte doar fete s-au oficializat ca o relație? Mamă, cred că a pus ăsta de 5 ori. Jur, la Luca. Bă, da, a pus ăsta. Da, a pus într-o... Da, mă, trebuie să scot în vedere lucrul ăsta. Bă, n-am venit să mă cer cu nimeni, n-am venit să mă bat peste femeile altora, să despar relații, să nu-mi place, nu știu. Păi, de pot să fac și eu gluma asta, când va veni o fată să zic că eu nu am nicio relație. Îți dai seama ce okay, s-a întâmplat. Ok, eu citesc de bun de aici. Da, mă, nu se fac astea la început. Nu se fac astea, îți dai seama ce s-a întâmplat. De ce, mă, frate, când vine un băiat nou, nu se fac astea? Cum? Bă, poate și tu să vină cu fată nouă și tu o să zici că n-ai relație, nu? Exact. Da, pentru ce vi se pare așa, o... Îți dai seama, trebuie să acum să dramatizăm ce s-a... Stai mă puțin, cum adică, dacă unele fete consideră că au relații ca asta, de ce spun că sunt singure? Bă, dar au zis așa, să vadă ce reacție are, să vadă ce alege, dar îți dai seama că nu se întâmpla nimic. Că oricum după e afla că are o relație. Nu știu ce să zic, eu nu... Dar până la urmă... Și închipuie ieri. Ia zi-mi de Hamoude acum. Stai să verific cartofii, mai importanți. Dacă să arăt cartofii. Băi, și care e faza cu Hamude? Îmi zic eu, la început, el părea omul ăla bun. Că de aia și zis, are privire de om bun, are nu știu ce zis. Da, mă, are dreptate de ea, uite-n privirea lui, gata, te... Bă, trece o săptămână, îmi lua el apărarea tot timpul, știi, ca și cu... Lumea spunea, băi, vezi că ți-a apărat dintr-un anume motiv, că vrea voturi. Bă, nu cred. Îmi dădea de înțeles când vorbeam prin mesaj și așa, că n-are nicio treabă chestia asta. A doua săptămână iar în apărare. Aia săptămână iar. Până i s-a pus lui pata. Nu știu de unde până unde a început să mă atace, știi, subtil. Cu faptul că cum nu stă nemachiată, că... El justifică chestiile astea. Și spune că te-a apărat și toată lumea a spus, băi, nu știu cum e Bianca, băi, nu știu, până în momentul în care el și-a dat seama că, de fapt, ei au dreptate și că tu ești așa. Și trebuie să îmi scoți ochii că ți-am luat apărare? I-am cerut eu asta? Nu. În momentul în care ai luat apărarea cuiva, doar că gen a fost foarte dezamăgit, probabil. Că el ți-a luat apărarea și a crezut în tine și a dat seama că ești așa. Da, și a fost dezamăgită pe el. Și eu sunt dezamăgită din cauza lui că a venit aici pentru voturi și pentru faimă și pentru bani și pentru follower și de-astea. Și eu sunt dezamăgită din cauza asta. Pentru că văzusem pe live aseară că făcea Alexandru, a meu făcea live, și era și Mocanu în spate. Și zice Mocanu, bă, e că eu mă duc sus să fac și eu un live, știi? Și am o de mamă, toată ziua faceți live-uri. Ce, nu face live? Nu, ci că faceți live-uri ca și copiii toată ziua, știi? Te vorbești? Că tu faci live zi de zi și el nu face pe grupul lui. Tu știi diferența, nu? Grupuri de mixte, unde sunt toți concurenții și grupul tău. Da. Face pe grupurile mixte. Da. A zis-o? Că mi-am făcut cuplu, a zis. E corect? Nu. Cum ar fi să zic eu acum că ai intrat în casă și că îți place de Hamude, la un exemplu. Nu ar fi ok. Da, da. Dar e ce că dau eu informații. Să aducă... De ce nu vorbește? Ori de tine, ori de el. De tine. De mine? Nu, de tine sau de... Nu mă vorbește de mine. De tine. Că am greșit eu. Nu, dar ceva de pupat. Da. De treaba aia, cred că am zis eu din greșeală pe live că... S-au cuplat ăștia. Așa, uitându-te din exterior, există vreo atracție între cei doi? Da, există. Eu n-am încredere niciodată. Eu, Raluca, n-am încredere 100%, nu pot să bag mâna în foc. N-am nimeni încredere. De ce să am încredere și după aia să... Hai mă, lasă că o lasă, facă ce vrea ea. Deci tu nu ai încredere în Raluca? Nu am 100% nimeni încredere. După gală, ce s-a întâmplat? Ne-am pupat.
Și ce o să faceți dacă se întoarce Jador aici în casă? Păi eu îi dau stres mare. Nu cred în cuvintele mele. Și asta m-a dezamăgit și așa a început o mică discuție. Păi ce cuvinte i-ai spus de nu are încredere? Unde am fost sâmbătă seara, Alexandru? Am ieșit la club sau n-am ieșit cu toți? Aolo, dar asta nu erați voi în hotel, fetelor? Spune-mi unde e mai cunoscut, afară sau în casă? Vor exista consecințe pentru asta. Raluca, adu-me cu somnul. Nu-l meriți. Nu este demn de tine. M-ai dezamăgit. Adrian, ce merită oamenii ăștia? Descalificare. Așa meritai și tu. Nu sunt de acord cu Adrian. Veți fi descalificați.